Invitați participanți. Prelungim ședința din data de 17 noiembrie 2017, când la demisia președintelui Raionului Cimișlia. Deci, a rămas o ultimă întrebare, care ultimul proiect decizie care nu a fost votat până la urmă. Unicu. Deci, e la după cunoștință. Faceți spune toate dezbaterile care au fost trecute acum. Prima. Deci, decizia numărul 0601 din 17.11.2017, primul, a lua act de cerere domnului Mihai Orescu privind demisia din funcție de președinte a raionului, anunța vacantă funcție de președinte a raionului Cimișlia, și doi, se împuternicește domnul Răileanu Iurie, vicepreședinte al raionului, să exercite atribuțiile președintelui raionului stabilite în articolul 53 din legea privind administrația publică locală, numărul 433. Chirie 16 din 28.12.2006, pe un termen de o lună. Deci, supun votului această decizie. Poftim, cine este pentru? Eu am întrebat. Scoate? Da. Nu am mai văzut. Termenul s-a de o lună prevăzut acolo. Cum va fi acum în cazul? De la data adoptării. De la data conform legislației, din momentul adoptării deciziei, se poate chiar. Deci, poftim. Dacă nu mai sunt alte întrebări, spun votul. Cine este pentru, poftim. Rog să rezume că spun 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 25. Deci, stimați consilieri, 25 astăzi. Da, poftim. Cine-i contra? Nu este bine. Cine s-a abținut? 2. 25, 23, pro. Stimați consilieri, declar ședința de data de 17, azi, prelungită, declar închisă. Mulțumesc, domnule.